Leonard Bibiric speră ca în luna de vacanță dintre cele două sezoane jucătorii accidentați să se refacă și astfel să fie apți pentru un nou campionat. În momentul de față, jucătorii care trebuie să refacă în pauza asta competițională ar fi Anton Valentin, care el încă sezonul ăsta a jucat nerefăcut. În momentul de față a suferit o operație la glezna dreaptă. Urmează o perioadă de recuperare. Sperăm ca Filip, după pauza asta competițională, să intre și el în efort, pentru că în luna decembrie a fost și el operat la legamente. Handbaliștii vasluieni se vor reuni la lot pe data de 1 iulie. După un stagiu de pregătire de 7 zile efectuat acasă, aceștia vor pleca în cantonament.